Buonasera, sono Todd. Asga, sono Todd. Sì, ho sapete che sono Todd, cosa può essere che l'hanno chiesto perché l'hanno terminato. Ho cominciato per questa, dici. Ho sapete, dici. Come c'era il clip. E a te piace fare provocare, che giocava diverso a provocare. Se si vede, c'è questa crema piena. De apă. În cap toată. Chiar toată. Ca Nu rămâne. toată, ca toată. Frate, pe mine m-a făcut să mă uit tot și tot ce mi-a făcut, frate. Hai, trei. Vete, Ionuț, Hai, mai încolo. forța! Vete mai încolo, Ionuț, ieși. Vezi să aluneci. Oh, ce provocare mi-a venit în cap. Așa, bravo. Doi. Stați așa, așa. Mendranu, fac. Așa. Da. O să mai facem o provocare mâine. La La plajă. mare, la mare. Să se scufunde sub apă. Nu! Bă, da. Nu, nu. Provocare sau liură? Provocare. Nu știu. Te provoc să lingi masa. Nu, frate, la nu, din nou cum lingi tu. Asta linge masa, ce mai... Mai aduce noroi. Ce scârbos! Și tu la asta. Adevărat să provocare. Provocare. Te provoci să duci pe nuțul. Unde? Am prezentat cu sticla. Cum ești Nu! tu? Adevărat. N-ai voie. Nu vreau să duc, apoi iar începe să plângă. Atunci hai să-i dăm o provocare, că e mic. Deci... Te provoc. Ce vrei și tu? Ce vrei și tu? Atunci aude-l, dacă vreau auzi. Hai că provocarea noastră nu funcționează! Iar să ce roade. Frate, trebuie să deschid. Că aici avem o problemă, fratelor, cine ne-a blocat aici, nu știu. Așteptează, copii. Hai să lude. Hai să lude. Ea trebuie să lude. Tu trebuie să lude. Hai. Lude-l. Tot. Cu toată sticla. Hai, mai ai. Hai, hai. Ce, eu nu sunt stres să te urci, da? Oh. Pune-te în Pune-te aici la soare, ca așa nu alunești pe ciment. Te ții de aici, da? Și te usuci. Deci... Provocare sau adevăr? Provocare. Niciodată n-am ales adevăr, deci... Sunt cel mai tare. Nu-mi place să zic adevărul, eu sunt mai mincinos așa. De fel. Ca să-ți bagi mai eu, fără... În gură. Da. Gata. Tu nici nu l-ai băgat. Adevăr de provocare. Provocare. Te provoc să-ți dai de 20 de ori cu papuci în cap. La tare. Ha, forța! Dacă mai aveți provocări ca astea nebune, dați un like. Dați-i cap lui Ionut. Mă vorbește Ionut. Și dați-i cap lui Alex. Cam un doi, nu cu unul, cam un doi. Papuci. Nu! Ba da! Și tare, ți-am zis. De 20 de ani. Hai, dacă mai vreți, dați un like și abonați-vă. De 20 de ani. Dacă mai vreți provocări ca astea, abonați-vă și dați un like acolo. Forța! Da tare, frate! Așa. Gata. Hai. Provocare sau adevăr? Provocare. Dar de ce nu zici adevărul? Tu știu ce te minti să zici ce zic adevărul, deci nu. Eu nu zic adevărul, că dacă ai găsit. Hai zi. Provocare sau adevărul? Provocare! Nu. Tu eu de așa. Oh, nu. Domnilor și domnilor. Să mănânci proză de ceai. Fufoasă-i.
Este bufoasă, nu? Că schifo. Eu pot să-ți arăt că pot să mănânc eu. Dacă tu ești capră, ce vrei? Hai că am zis-o și pe tu, fraților. Hai le, hai că... Mă omoară, frate. Ia-mi toată în gura. Să vedem ce faci. Eu vreau provocare. Hai, adevărat sau provocare? Provocare. Te provoc. Stai lungi de la balcon. Pe bune. Hai să dăm mâna mai ușor, hai. Eu sunt cam de nebun. Să sar gardul pe partea aia. Nu mai vreau. Când o zi eram să cad, m-a urcat pe casă ca să iau pisici. Hai, după urcă. Nu! Ai pierdut un punct. Ai pierdut o viață. Doi. Nu, una. Că ai refuzat. Una și una. Da, asta nu se pune. Odată se pierd... ai văzut două șanse de refuz. Una dintre ele trebuia să o faci, să nu pierzi. Deci ai pierdut o viață. Ai pierdut o viață, hai. Tu ești acum. Provocare să avem. Ah, provocare. Te provoc... Ce? Să pupi geamul. Hai, frate, ce scârboaz, nu! Hai! Nu! Hai! Nu! Hai! Nu! Ba da! M-ai făcut să leng peretele. Să leng masa. Nu, refuz. Mamă, refuz, hai. Ce să schimb provocare. Hai, forță. Te provoc. Ca să te dai cu curul de ciment. Cum naibii? Te pui așa și te dai. Te lași și... Da. Hai că o facem și pasta, hai. Da, sută. Nu cu voia nimic. Fraților, mă dau cu curul de palet. Deci ar unecos, fraților. Că ia apă pe jos, fraților. Uite, zici tu. Uite. Da, eu mă vorbește iarba. Mă vorbește și chestele verzi. Dacă ești faimoasă. Hai, adevărat sau provocare? Provocare. Te provoc să te dai cu capul de perete. De bară. Refuz. Ai pierdut două vieți. Hai, zi-mi tu. Provocare sau adevăr? Adevăr, hai că am zis, fraților, adevăr. Hai, să vedem ce zice, hai. Ca să mă gândesc. Nu știu ce să zic. Hai, o dată. Este adevărul că lins peretele? Da, logic, dacă nu m-ai pus la provocare. Nu. Adevăr sau provocare? Adevăr. E adevărat că îți place să te... Ha? E adevărat că îți place să te pupi. Nu e adevărat. E adevărat. Adevăr sau provocare? Provocare. Te provoc să patinezi pe... apă. Să patinăm pe apă, fraților. Pe ciment, plinul cu apă. Aia, cum ai vrut să patinezi, aș pe? Mă lasă mai jos telefonul ăla, mai jos, frate. Așa de. Hai, că-i faie. Ha. Eu pot. Ia, dă-te, Ionuț. Are picioare mai fine, știi? Te mai șerge și de pe mine, foarte. Adevăr sau provocare? Provocare. Să te arunci în copac. Are fost. Am pierdut de tot. Nu, ai patru vieți, mai aveți. Ce provocare să-i dăm? Să linzi de patru ori masă. Na! Okay. Na! Și... Una, două, trei, patru. Ce scârbos, fraților. Acum tu ești, hai. Provocare. Să-ți bagi limba în sticlă. Să-mi bag limba? Da, în sticlă. Refuz. Te provoc. Să ne ieși copac. Refuz. Am pierdut o viață, fraților.
Da, adevărat sau provocare? Adevărat. E adevărat că... Ce să zicem, fraților? Ce să zicem? E adevărat că îți place să sară ca o maimuță? Nu. Ți-ai tu ce minte, fraților. Bă, e adevărat că am văzut ieri cum zbura prin copaci, zici că era maimuța ceacle. Nu e adevărat că era altă ieri, n-ai fost aici, mincinosule. Ba da. Ai fost ieri aici și nu am sărit în copaci. Eu am zis că îmi place să minte așa de felul meu, deci am să nu-mi dai mie în domand. Deci! Provocare sau refuz. Okay. Așteptați un pic. Să-i dau o palmă peste cap. Te provoc, te provoc ultima mea șansă. Așa. Bine, fraților. Țineți. Opa. Uite cum se duce să umple ea. Acolo. Sticla cu apă plină, plină ochi. Pe bune, plină ochi, 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 ochi. Să fie plin ochi, da? Aia că ai mărop de caldă. Să fie... Dacă mai vreți, v-am zis, un like și abonați-vă. O vreau eu. La prossima volta. Eu. Că facem baie, fraților. Mâine, la plajă, o să fie un alt videoclip. La mare! Mergem la mare! A nebunit la atâta apă în cap. N-a ține telefonul aici, că am zis prin ochi eu. Veniți după mine că ea mi-a umplut jumate. Ce jumate, bă? Prin ochi, tu știi ce aia prin ochi. Și aia e jumate, pe bune. Hai să fim serioși. Așa. Prin ochi, gata. Prin ochi. Acum ai prin ochi, fraților. Uitați-vă și voi că e prin ochi. Așa. Haideți. 100%. Da. Nu chiar 100% că e dezumflată. Abia a fost 99%. 1% minus, nu? Aspe. Are vreo 2 litri sau mai mult. Aspe, are 2 litri, fraților, uitați aici, 2 litri. Am avut dreptate. 2 litri, fraților. Ne turnăm 2 litri de apă în cap. Provocare nebună. Parcă zici că ea te-a transpirat pe spate, că ai o dungă pe spate prin urmă cu apă. Ah, ai intrat și pe la cur. Ce? Ia de mai de aici. A zis prostie. Bă. Hai că o facem. Fute mama, mă, să te treabă. O facem? Abonați-vă, fraților, și dați un like. Că o facem! De 1000 de ori zice aceeași chestie, dar abonați-vă, dați un like. Facem duș la soare. Duș, da, duș, da, duș, frate. Pute mama, mă, să le treabă. Nu vreau să mă aud. A făcut să mă aud fata asta, frate. Trebuie zici că ai breton. Ai breton! Ai, omule, mi-l-ai stricat. Frate, eram să mă duc după bara asta. Uitați-vă și voi câtă distanță e până în jos, frate. Ai vreo 5 metri. Uite, șorpulă! Nu, ascultați că e nebună. Nu, serios. Uitați-vă și voi cât de înaltă e, fratele meu. Vreo 5 metri. Eram să cad peste ea, îți dați seama, mă omoream, mă dat cea. Să mă lacă pe casă! Ai zis că se calcă... Nu, ascultă, v-am zis că e nebună, fraților. Tu e nebună decât mine. Mai zice asta pe YouTube, fraților. Suntem pe YouTube! Uitați-vă ce mi-a făcut, fraților! Ce mine să-i dau acum un păr în cap? Dar tu ce mi-ai făcut? Hai, adevăr sau provocare? Era mare. Vrei să vedeți un pește mic? De la aici, o comentă de peștele mic. Hai, nu-ți mată. Hai. Aia, te provoc să lingi bara. Ok. De 6 ori. Ok. De 6 ori. Să lingi bara de 6 ori.
Aspect, aspect, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Șapte, n-am gust. Hai, vezi, îi place să-l lingă. Acum ia-i, hai. Provocare sau adevărul? Provocare. Să iau sticla. Provoc, hai, după sticla, fraților. Sticla după casă, cred că este mijlocul casei. O, trebuie să sărim în gard, frate. 5 metri. Uitați-vă și mai să nu cazi. După ce mă dai și provocarea și să nu cazi. Uitați-vă și vă la ea, dacă nu e nebună. Dacă frate. Vrei, eu refuzi. Nu, nu vreau să refuz, că îmi trebuie sticla să mă urc. Puteam să mă duc eu. Uitați-vă și vă la ea. Ușor. Fraților. Asta e nebunie maximă, fraților. Dați un like, fraților. Mi-e frică că te duci. Fraților, ajutați-mă, fraților, că asta e nebună, fraților. Mă vrea să mă omoare. Hai că am făcut-o și pe aia. Adevăr sau provocare? Adevăr. E adevărat că ești nebună. Da, câteodată. Se vede. Parcă se știe asta. Eu așa, să știu un modulator de garduri. Dacă vreți un modulator, chemați-mă. Scrieți în comentarii acolo, da? Ai văzut nimica, nu? Nu. Poate a văzut YouTube. Că filmăm. Și asta mi-a. Taza și ea, fraților. Dacă vreți să o vedeți, da, sunt, scrieți în comentarii și lăsați un like. Poate într-o zi mă urmărește să o vadă când o să v-am zis, un comentariu și un like, dacă vreți să vedeți cum dansează. Și cum... Deci, încheiem aici și ne vedem data viitoare, mâine la mare. Pa!